Aveți energie? Sper ca prezentarea mea să fie pe placul vostru. Prezentarea a fost făcută. Vorbim de Liga Eroilor. Cu toți am avut un erou, dacă ne întoarcem în timp. Probabil semnele sunt cunoscute. Știm că eroii ne ajută. La finalul fiecarei povești avem o experiență plăcută, s-a finalizat totul cu bine, toată experiența, toată istoria. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre eroi care sunt canalele noastre de comunicare, canalele noastre de promovare, care aici luptăm împreună, la fel și în businessul nostru, ne ajută să generăm vânzări, să ne apropiem de client, să avem toți pașii din funnel despre care ați mai auzit, de la educare până la cumpărare, la retenție și toate cele. Știm cu toții că internetul este deschis 24 din 24, 7 zile de săptămână. Practic pe internet nu este timp liber, nu este vacanță, nu sunt ore libere, totul este continuu. Consumatorii, noi ca și consumatori, noi ca și clienți, pentru alte branduri, pentru alte produse, ne-am obișnuit cu asta. Și avem așteptarea ca să avem o comunicare deschisă tot timpul. Dacă am văzut o reclamă, dacă am văzut un mesaj de promovare de la anumit brand, am fost multe cazuri, eu am văzut cel puțin pe portofoliul nostru, în care lumea scria la 10 seara, la 5 dimineața sau răspundea la un e-mail. Dacă comunicarea se face interumană, one-to-one, dacă newsletterele se trimit în mod personal, cum o facem noi, cum o fac și alții, te trezești că respectiv, un respectiv, la un moment dat, îți pune o întrebare, îți trimite când a citit el e-mailul, te întreabă ceva, are o nedumerire despre ceea ce faci tu. Și e recomandat să îi răspunzi cât mai rapid, să vadă apropierea respectivă. Tehnologia de azi și mediile de comunicare, eroii despre care vorbeam, ne ajută să ne apropiem mult mai mult de către clienți. Datorită Facebook, pentru clienți este mult mai la îndemână, mult mai ușor și mai accesibil să trimită un mesaj către un brand, către o companie. Dacă acum câțiva ani să pună una pe telefon sau să scrie un e-mail era cu o reținere sau era mai greu, sau sunt companii care nu mai răspund la telefon, sunt companiile mari de exemplu, dar sunt asaltate prin mesaje pe Facebook sau prin e-mail-uri. E de beneficiat de acest instrument, mai ales la companiile mici și mijlocii. Ce trebuie să ținem cont este că oricare ar fi strategia noastră, oricât de bune am fi în comunicare, clientul deține controlul. Clientul vrea să fie mulțumit, clientul are întrebări la care noi trebuie să răspundem. Practic, având în vedere că el ne dă banii, trebuie să-l mulțumim pe el. Comunicarea trebuie făcută pentru el. Vorbim de două canale mari și late de comunicare cu performanță. Câtă lume a ajuns la business day datorită e-mailului? Un newsletter primit, comunicarea pe e-mail. Comunicarea pe Facebook? Deci Facebook-ul face treabă. Din ce văd, Facebook-ul a avut un aport mai mare. Adevărul e că cele două canale nu sunt rivale. Dacă acum câțiva ani se vorbea că odată cu creșterea Facebook vorbea la lumea că o să moare e-mail-ul, nu este adevărat. Canalele lucrează foarte bine împreună. De aceea și remarketing-ul funcționează, de aceea trebuie să fim peste tot. Să comunicăm la momentul potrivit, pe interesul clientului, cu mesajul potrivit. O să vă arăt în continuare, cum spunea și Monica înainte, nevoie să avem aceeași comunicare pentru același tip de comunicare pentru același tip de produs, pus într-un mediu diferit, nu un copy-paste. Aici avem un print screen dintr-o analiză din vânzele din social media. Și vorbim de automatizări, marketing automation. Cunoașteți fenomenul? Folosiți? Ați auzit? Are succes? Despre ce este vorba? Este vorba de automatizarea comunicării one-to-one cu cel care este interesat de un produs de al tău, de un serviciu, care în mod normal nu poți să o faci de unul singur. Sunt aplicații, le-am menționat și aici, care analizează site-ul tău și poți să trimită
pe e-mail sau să împingă datele spre Facebook cu retargeting, să livreze un mesaj sau un banner legat de produsul care l-a vizualizat ultima dată sau pagina care a văzut-o. De exemplu, ce facem noi la Silkweb? Noi, nu știu dacă citiți blogul, avem o grămadă de e-book-uri, preluăm lead-uri, pe urmă, în funcție de pagina care vizionează din site, la un anumit timp, dacă au deschis e-mail-ul, îi trimitem și alt conținut sau conținut legat de business-ul nostru să creștem încrederea. Practic, toată automatizarea aici este o secvență din planul nostru și este bazat strict pe comportamentul clienților. Chiar dacă noi dictăm, lucrurile în spate se întâmplă datorită acțiunilor pe care le au ei asupra site-ului nostru. Și cu automatizarea bine pusă la punct, ai mult mai mari șanse să-ți crești vânzările. Dacă vă gândiți acum, știți că vorbim despre o sesiune de comunicare în digital. Cum ar fi ca eu să vorbesc despre cum să vinzi cu succes o mașină? Nu sunt nici persoana în măsură să vorbesc despre asta, nu e nici subiectul. Dar dacă noi comunicăm cu cei interesați, cu lead-urile noastre, cu adresele noastre de e-mail, strict cu zona lor de interes, crește șansele să facem vânzarea. Plus, mai nou, clienții au mult mai multe touch-uri, mult mai multe puncte de informare înainte de a face o achiziție. Datorită pieței, datorită modurilor în care se desfășoară campanie de marketing, datorită concurenței. E important să avem mesajul potrivit la momentul potrivit spre persoana potrivită. Pentru o și mai mare performanță, pentru ca toate lucrurile se întâmple și mai în favoarea noastră, să grăbim puțin procesul de vânzare, e ok să comunicăm segmentat, să cunoaștem cât mai multe date despre clienții noștri, despre contactele noastre și să trimitem mail-uri în funcție de locația geografică, de venit, de toate datele care le-a prezentat și colegul în prima fază. Oamenii sunt interesați de beneficiile pe care le au produsul sau serviciul care îl oferim noi. Și aici e important să lucrezi la emoții și la statutul clientului tău. Spui că datorită produsului tău va economisi timp, va câștiga mai mult, se va simți mai bine. Să nu îi spui doar beneficiile tehnice, caracteristicile lui. Oamenii cumpăr pentru că au nevoie. Dacă impulsul s-a datorat unui banner sau unei reclame comerciale la televizor, nevoia este cea care îl împinge să facă o achiziție. Vă mulțumesc!